Am găsit la ordinea de zi. Uh, foarte multe subiecte interesante. Unul anticipat de acum două seri de când ne-am întâlnit ultima dată. Elena Udrea nu uh, numai că a pierdut din nou sprijinul Camerei Deputaților, dar între timp a fost și umflată de polițiști și dusă în arest. Uh, acum Toată lumea o găsește vinovată, și nu o să fiu eu cel care o să spun altceva, mai ales că convingerea mea este că e vinovată din plin. Problema care se pune, sau problemele care se pun, sunt două. Avem un vot, că dat la Camera Deputaților cu cântec, votul e clar, dacă se spune, și nu spun numai avocații, chiar parlamentari trebuia să fie la Camera Deputaților să fie jumătate plus unul la vot ca să se poată, deci din numărul de deputați. E, noi am avut din cei prezenți, 170 la vreo 118 ceva de, de aceștia. Deci, e cam în neregulă posibilitatea de arestare. Deci parlamentarii nu și-au dat acordul conform legii. Dar, apropo de, insta, de procurori, de judecători, Bă, frate, ai avut nu știu câte cereri de arestare. Chiar niciuna nu stă în picioare? E Elena Udrea atât de nevinovată încât nu ești în stare să-i pui asta și mergi doar pe mandatul ăsta unde avem o problemă? Sau cineva lucrează din umbră la imaginea Elenei Udrea să o facă victimă, martiră pe artarele justiției din România? Ceva nu e în regulă în acest dosar ar fi o teorie pe care o tot văd apărând prin presa centrală, aceea că de fapt Elena Udrea nu-i decât, să spunem așa, pasul spre Traian Băsescu și că undeva, în vreo lună, spune Ludovic Orban, se va ajunge și la fostul președinte al României, care ar fi de fapt capul de tuti capi. -o fi așa, că nu fi așa, că licuriciu că alți sprijin știți cu democrație democrație, dar am avut și momentul 2012 sau altele, s-ar putea să nu vedem astfel de lucruri, apropo de justiția liberă și independentă și nu știu ce. Pentru că acea justiție până acum vreo 5-6 luni n-a făcut absolut nimic legat de politicieni. Sau a făcut, l-a băgat pe Năstase și încă vreo 2-3 cazuri. E, acum lucrurile par să meargă în regulă și să sperăm să le țină Dumnezeu obiceiul. Mi-a rămas aseară și am urmărit emisiunea și am văzut astăzi un uh, comentariu pe reporter virtual, uh, un comentariu la care și o să vi-l prezint și dumneavoastră. Știți, există un ziarist altfel destul de bine articulat la mansardă, Danta Pălagă, un, un ziarist care general scrie argumentat, dar care a fost din cei care îl ridicau în slăvi an la rându, bănuiesc că pentru... nu degeaba, ca să fim așa. Danta Palagă a avut aseară o prezență la un post de televiziune după ce a ieșit Traian Băsescu cu un celebru interviu, celebru, vreau să vă spun de ce este... Pentru că toate televiziunile îl preia. Se duce, Băsescu nu trece de realitatea. Deci o or, realitate ori un TV. Dar îl preluăm cu fraze, cu ăsta, deci practic se vede pe toate televiziunile. Și e adevărat că din ce spune în general și când era președinte, poți să difuzezi, faci niște știri. Deci pentru ei pâine caldă, pentru ziariști. N-ar putea să spui același lucru despre președintele în funcție, Claus Iohannis, care vine la o conferință de presă, dă bună ziua și și-a la revedere. Și eventual comunică în două fraze tot ce are de comunicat. E un alt model. Nu înseamnă, deci pentru ziariști, însă nu cred că este chiar culmea succesului, în sensul că nu prea poți să scoți mare lucru. Dar nu asta am vrut să vă spun. Spuneam despre Tapalaga, care a fost uh, an de zile ziarist de casa lui Băsescu, care s-a arătat foarte contrariat aseară după ce Băsescu a spus: Doamna Autre a fost cel mai important proiect politic al meu. Citat din fostul președinte. Și, uh, din emisiunea respectivă, uh, bineînțeles, uh, tapalaga, ca să scoată, să se scoată de acolo, pentru că uh, a mai spus uh, președintele la un moment dat, și probabil că tapalaga s-a recunoscut cumva între cităm, lingăi ăștia de clanțe, adică ziariștii de casa lui Băsescu, spune să-i arată pe, uh, contrariat pentru că a spus despre președinte Iohannis Băsescu, premierul de la DRIP, despre Helvic, omului Voiculescu, despre parlamentari, li s-au umflat capul să facă legi, despre foștii colegi de la PDL. Mi-ar părea rău ca în campania mea să se fi utilizat bani dubioși ca proveniență, dar nu exclud. Și despre ziariști, sluși care ling clanțe la ambasade, lingăi ăștia de clanțe. Despre procurorii DNA, e ridicol să spui că Elena Udrea a luat banii de la Gala Bute și multe altele. Și vreau să vă spun că Tapalaga, într-un acces de sinceritate, s-a supărat și a spus că uh, nu are dreptate Traian Băsescu. Deci pentru prima dată a făcut pe curajosul, dar Băsescu a plecat de la Cotroceni de vreo două luni, nu? Cam așa zice el acolo, nu poți amenința cu demolarea unor instituții cheie atunci când ele se ating de oamenii tăi. Nu poți face pe badigadul penalilor din poziția de șef de stat fără să explici într-o bună zi în cadrul legal de ce ai făcut. Uh, și aici subscriu idei lansate de Adrian Halpert, unul dintre reporter, unul dintre proprietarii, de fapt, reporter virtual, care îi zice lui că, de fapt, greșeala lui este că a lins clanța greșită. Și de ce spune asta? În anul 2012, dacă vă amintiți, că tot vorbim de celebra lovitură de stat, eu rămân de părerea că n-a fost o lovitură de stat dintr-un simplu motiv. Deci s-a făcut prin votul Parlamentului, nicio țară din lume nu există lovitură de stat dată de Parlament decât dacă n-ar fi avut atribuții în domeniu și avea. Suspendarea președintelui a fost ratificată de 7 milioane de cetățeni, 7,4, dar să zicem că o să mai demonstreze procurorii că acolo vreo câteva mii uh, au cam votat de două ori sau ceva de acest gen, sau n-au votat și au votat alții pentru ei. Dar, încă o dată spun, el a fost unul dintre adepții ziarist cu greutate al teoriei lovitură de stat. Iată că lucrurile se întorc și Băsescu l-a pus la punct după ce altă dată l-a apărat fără, fără probleme. Dar, apropo de ce se întâmplă și de faptul că Elena Udrea a fost plimbată astăzi mai în de dimineață la înalta curte, a așteptat acasă să îi se aducă, adică să afle că este arestată din nou, a fost plimbată apoi cu, un, cu o mașină, un fostul Aro, ai făcut la Pitești prin tot Bucureștiul, ea și-a arătat cătușele de la mână, către și s-au oprit la intersecții de, de un prost gust fantastic și prestația autorităților și cea a Elenei Udrea, dar parcă ea ar fi în campanie. Singura explicație e că adică ar fi o explicație că nu e, ea este ținta principală, mai ales că am aflat aseară de la fostul președinte că ea a fost vizitată în arestul de la domiciliu, chiar de domnul președinte. E adevărat că a nimeni prost, în sensul că era odată cu avocații, n-am înțeles dacă totuși întâlnirea s-a produs mai în amănunțit sau nu, dar asta e treaba altor ziariști. Apropo, toată presa bucureșteană care pe... o monitorizează pe Elena Udrea, pe Traian Băsescu și pe alții, n-au suflat absolut nimic de această situație. Ceea ce înseamnă că n-au știut acest lucru că refuz să cred că Băsescu s-a lăudat fără să aibă un argument. Bun, cei la, ziariști de la DC News ridică, apropo de ce se întâmplă în ultimile zile, în ultimile săptămâni, în ultimile luni, ridică două ipoteze șocante despre tăcerea politicienilor în fața tăvălugului DNA. Vi le citesc pe amândouă pentru că ele sunt foarte interesante, mai ales că sunt lansate de un analist pe care îl cunoașteți foarte bine, Bogdan Chiriac. Apare foarte des pe televiziuni. Și domnia sa spune așa, că campania anticorupție din România, cea mai importantă de... <coughs> cea mai importantă desfășurată vreodată într-un stat, depășește faimoasa acțiunii manipulite din Italia anilor 90. Totuși, pare să fie ignorată de parlament și de guvern. În mod normal, politicienii din România ar fi trebuit să constate ceea ce vede opinia publică și se dezbate în mass media. Campania DNA dezvăluie starea societății românești, arată Bogdan Chirag în editorialul scris pentru această publicație. Uh, analistul e de părere că politicul trebuie să înceapă dezbaterea unor subiecte fierbinți: finanțarea partidelor, modul de organizare al administrației centrale și locale, salarizarea angajaților la stat, relațiile dintre mediul politic și cel de afaceri, fără demagogia deontologilor care acuză de toate relele sistemului actual, fără. Dar, și fără să ignore realitatea. Uh, apropo de test, de text, pardon, uh, titlul este următorul: DNA în lor de Parlament, Guvern, Partide Politice. Vă sună cunoscut? Noi, de la această măsuță, am spus și noi acest lucru. Iată ce spune Bordan Chilea. Bilanțul prezentat de DNA, apropo, ieri DNA-ul a prezentat cu surlă și fanfare, bilanțul pe anul trecut, un bilanț bun, un bilanț care dă fiori politicienilor, dar sunt și foarte multe întrebări la care nu s-a răspuns. Dar continuăm editorialul. Bilanțul prezentat de DNA este impresionat și înfricoșător în același timp. Ministri, parlamentari, președinți de consilii județene, primari, magistrați, oameni de afaceri, corupție la cele mai înalte niveluri. Se zvonește că și foștii premieri vor intra în malaxor, această campanie anticorupție, cea mai importantă desfășurată vreodată într-un stat, depășește, cum spuneam, faimoasa acțiune Mâini mâi curate, cu mâinile curate din Italia anilor 90. Umple de aproape șase luni de zile ecranele televiziunilor și casele românilor. Ciudat este că, deși acțiunea de ocupă tot spațiul politic, social și economic al societății, ea apare să fie ignorată de Parlament și de Guvern. Liderii partidelor politice, inclusiv premierul Ponta, au declarații standard de tipul justiția să-și facă datoria. În mod normal, politicienii din România ar fi trebuit să constate ceea ce vede tot omul și se dezbate seară de seară pe toate canalele media. Starea societății românești așa cum este ea dezvăluită de către DNA. Nu discutăm acum despre felul cum sunt făcute anchetele, că ori mai fi și nevinovați, că sunt și excese, că trebuie așteptate verdictele finale ale instanțelor. Pur și simplu de ne aduce în prim plan finanțarea partidelor politice și felul în care se fac achizițiile publice la nivel central și local. Te-ai fi așteptat ca onorabilii din Parlament să ia în dezbatere exact aceste lucruri: finanțarea partidelor, modul de organizare a administrației centrale și locale, salarizarea angajaților la stat, relațiile dintre mediul politic și cel de afaceri. Ce vedem acum nu mai ține de un ministru sau prim-ministru, de câțiva parlamentari și câțiva primari sau președinți de Consiliu Județean. E vorba despre sistem care guvernează România. Nicisteria deontologilor nu e profitabilă. Sistemul actual, așa cum este el, a adus România în NATO și UE. Că n-a putut să performeze mai departe știm cu toții. Problema este că nimeni nu pare să dorească să discute deschis despre schimbarea actualului sistem. Reforma partidelor politice, reforma profundă a administrației, precizarea obiectivelor de interes național cu preponderență pe chestiunile de prosperitate și întărirea capitalismului românesc. Să fie oare la mijloc speranța actualilor lideri politici că vârtejul de nea se va încheia la un moment dat și se va reveni la vechiul sistem? Și atunci astăzi fiecare încearcă să scape cum poate în speranța că se va ajunge și în ape mai liniștite? Sau, pur și simplu, aceasta este limita de creștere a politicienilor români de astăzi, deocamdată în România, de ține loc de guvern și de parlament și de partide politice. O națiune însă are nevoie pentru a crește și de a, și de a se dezvolta nu numai de cătușe și percheziții, ci și de un sistem de legi care să permite investiții, crearea de locuri de muncă bine plătite, dar și respectarea drepturilor și libertăților unanim acceptate. în Încheiem citatul din editorialul lui Bogdan Chiriac. Să știți că are mare, mare dreptate și cred că ar trebui vorbit de asta. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că România este o țară paralizată de mai multe luni. Deși ne-a fericit domnul cu o creștere economică, contestat atunci în perioada alegerilor, dar este o creștere economică, noi nu dăm înainte. Ba din contră, nici măcar acele comisii care trebuia să funcționeze. Știți că președintele a promis imediat după alegeri că vom avea și regionalizare și o nouă constituție și nu știu ce. Lucrurile s-au blocat. Dar știți de ce s-au blocat? Nu pentru faptul, de data aceasta să știți că degeaba se dă vina um, de la unii la alții. Părerea mea că la acest moment bătaia este pentru, deci totul se rezumă la majoritatea parlamentară. Pentru că politicienii noștri indiferent de culoare, nu vor să facă cum e bine. Cum ar trebui să fie și în democrațiile consolidate? Nu. Bătaia este să ai comisia, să ai, președin, să ai conducerea celor două camere că să bași tu legile pe care le vrei. Bătaia este ca să pui în lege ceva care te avantajează. Nu contează că îl dezavantajează clar pe celălalt. Nu. Trebuie să pui ceva care să te avantajeze. Și atunci, și atunci ne blocăm unii pe alții. Da, Senat, nu, cred că s-a mai făcut o lege ca lumea de când a început sesiunea și iată, de la sfârșit de februarie. De ce? Pentru că obiectivul este pe la cafeluță, pe la ăsta, pe la colțuri, hai să facem majoritatea să-l punem pe Blaga. Atenție! Vasile Blaga, cel care apare în mai multe, deci în plângerea lui Cocoș, în dosarul EADS și altele. Cum la fel, om trăi și om vedea dacă dosarul EADS va mai ajunge în, să spunem așa, în faza de evenimente, pentru că acolo nu numai blaga și cred că s-a mai oprit și prin Germania, că de acolo vine. Vedeți, germanii nu sunt ca americanii. Deci americanii au dat cu Microsoft, ne-au obligat să mergem oricum, într-o etapă foarte avansată. Cu eads suntem europeni, în Uniunea Europeană sunt și acolo probleme. Vă mai spuneam eu la un moment dat, Vă dăm bani pentru autostrăzi, dar vă dăm și firmele care să facă chestia asta. Deci, apropo de că spunem că corupției e doar în România, nu e chiar așa. Cei care ați fost pe afară și știți cum se întâmplă lucrurile sau aveți rude afară și sunteți foarte mulți din cei care vă uitați și la această emisiune, știți că nu prea sunt lucrurile chiar așa. E adevărat că nu se, nu se compară cu România. România este o țară unică în domeniul corupției. Deci în România absolut din momentul când te-ai mișcat de acasă, practic, corupția e la fiecare pas. Și nu s-a estompat niciun moment la acest moment cu aceste anchete, cazuri DNA. Pentru că sunt niște probleme. Spunea ceva la început la raportul de ieri a DNA-ului, spunea, cred că premierul Ponta a spus ceva la un moment dat. Și anume, ca dna instituțiile acestea, procurori, să facă diferența între asumare politică pe un anumit caz și partea, deci efectiv, cazul de corupție sau ceva de genul acesta. Cred că e corectă poziția, dar, nos, da, dar atenție, depinde ce. În cazul cu Ion Nicolae, E ceva ciudat în acel dosar. Pentru că iată, din momentul când n-am mai făcut, deci n-am mai beneficiat de gaze ieftine, Ion Nicolae și-a închis combinatele chimice și noi importăm bine mersi toată, deci practic nu mai avem industrie chimică. Ar trebui discutat dacă nu ne avantaja mai mult să finanțăm, aveam și locuri de muncă, aveam și toate celelalte, pentru că e vorba de vreo 10.000 de locuri de muncă și de o producție care o puteam duce și inclusiv la export. Deci, ar trebui lămurite și aceste lucruri, de, pentru că am văzut acest caz că este anchetat de DNA. Poziția este corectă. Când avem o decizie politică, mi s-ar părea corect. A, n-a făcut bine Ponta, n-a făcut bine Iohannis, n-a făcut bine Boc. Nicio o problemă. Îl sancționez la următoarele alegeri. Dar dacă eu iau o decizie să reduc TVA-ul, de exemplu, la nu știu ce, și DNA-ul mă ascultă sau ceva de genul ăsta că vezi doamne că s-ar putea să am eu un interes că firma nu știu care are mezeluri și beneficiez de reducere e greu și nu cred că se vor demonstra până la urmă toate aceste lucruri atenție dacă 9 din 10 mandatele lui Elena Udrea au fost scoase de judecători deci n-au fost aprobate și al 10-lea care spuneam că e cu problemă îl aprobăm S-ar putea să fie o problemă în momentul când demonstrăm vinovăția, chiar dacă sunt suficiente dovezi. Deci noi avem în acest moment, cel puțin ce este în spațiu public, atenție, nu știm dosarele, dar în mare parte avem doar delațiunea. E de fapt cumva ca o invitație. Bă, atenție, dacă vrei să ai făcut ceva și vrei să o duci bine în continuare, fă și tu, dă și tu în gât pe, pe celălalt. Dar problemele sunt în România și sunt foarte multe și ele ne afectează. Nu vorbim despre acest lucru, n-am vorbit de foarte mult timp sau nu vrem să vorbim ca și clasă politică, dar ia gândiți-vă, de ani de zile oamenii de afaceri străini, mă refer investițiile serioase, se feresc de România. Sau dacă vin, atenție, prefer Ardealul. Deci atenție, dacă nu luați investițiile din sud, și mai ales din Oltenia, nu mai vorbesc de Gurș, investițiile sunt foarte puține, le puteți număra pe o singură mână. Investițiile cu bani mulți. V-ați întrebat oare de ce? An de zile am trăit cu chestia asta și cred că a fost adevărat faptul că spațiile sau știți, orașul a fost sub închiriat, știm noi cui, și ca să deschidă unul. De la McDonald's și până uh, nu avem la Târgu Jiu, așa că nu putem fi acuzați de publicitate sau orice alte firme mari uh, trebuiau să plătească la greu. Și unele, n-au venit. După aia s-a mai schimbat politica, au mai plecat unii DPI în funcții și au putut să, să se mai obțină și spații la prețuri mai mici. Deci, ce vreau să vă spun? Asta trebuia să ne dea de gândit. Oamenii ăia de afaceri nu vor să dea șpagă. Asta e problema. Și aici e pro... Deci în momentul când îi vă convinge pe cei de afară că dacă vin să investească, nu i cere polițistul își pagă, angajatul primăriei își pagă, DSV-ul își pagă, Sanepidul șpagă pagă și multe, electrica își și tot așa. Deci nu, nu înseamnă că se întâmplă. Deci am dat niște nume de instituții ca să înțelegeți, nu neapărat că acest lucru se întâmplă. Dar omul ăla de vine de afară crede, bă, dacă ăștia toți ia, deci eu pe lângă că le plătesc taxele care trebuie, autorizații, pierd timp, trebuie să le mai dau și altceva. Și de multe ori nu că n-are sau că n-ar vrea să dea. Dar nici nu știi că poți să-i dai unuia și cum e la doctor. Nu știi dacă e mulțumit, nu știi dacă... Deci e și cu banii dați și de multe ori nu ești nici băgat în seamă. E, asta e România care trebuie să fie schimbată. Și ca să reușim, să facem acest lucru, e nevoie de anchetele DNA. Dar atenție, nu cred că vom convinge pe cineva, că nu-i convinge nici pe cei din România, că am vorbit de Elena Udrea sau cazul Voiculescu sau să vorbim de cazurile foarte, chiar cazul Hrebenciu, că nu se mai vorbește nimic de el. Nu conving. Atenție! Nu convin din mai multe... Uh, nu că nu sunt vinovați, încă o dată spun. Dar îi ținem în arest luni de zile. Aiurea. Aiurea în tramvai pentru că arestul preventiv este să nu, pot, să nu poți influența dosarul. Dar noi cercetăm evenimente... Haha, departe. Dar nu contează asta. Bun, nu contează pentru judecători. La noi arestul preventiv e ceva obișnuit. O prostie, dar asta e. Bun, îi ținem câteva luni. Și apoi ce facem? Le dăm drumul. Le dăm drumul, începe dosarul lung, a trimitere în judecată, și apoi ne judecăm câțiva ani, mai avem contestație câțiva ani, și vine hotărârea după 10 ani. Când nu mai are niciun efect, și de multe ori n-ai ce să mai conviști. Că acum președintele Iohannis spunea ieri la un moment dat ceea ce e corect din punctul de vedere al bunului simț, ca să nu mai zic în alte. Da, domne, 10, deci doar 10% se confiscă din ce stabilește DNA-ul. Păi dar stați puțin. dna pune sechestru. Dar tot ce am văzut noi acum în ăștia, în ăștia șase luni, niciunul nu condamna definitiv. A, că sunt închisoare? Sunt. Dar eu am înțeles dacă tot a fost trimis în judecată Rebenciuc și toți ai alți, din Sturza și ceilalți. De ce nu sunt lăsați în libertate? Pe cine mai influențează? Întrebare întrebătoare. Deci, ce vreau să vă spun? Că spectacolul acesta are, e pentru televiziune, cum e românul, să moară și capra vecinului, las că așa merită, că nu știu ce, dar nu vedem mai mult de atât. Deci, e timpul să recuperăm și pagubele. De acord cu, cu președintele și am văzut că acest lucru l-a recunoscut și, și premierul, care, cel care conduce guvernul. Deci, pagubele trebuie recuperate. Pentru că statul nostru ar duce mult mai bine dacă am recuperat din măcar o parte, hai să zicem, nu va fi 100%, că nu va fi niciodată. Dar să ne oprim doar la banii lui Voiculescu și la aia din contractele cu fotbalul, parcă e puțin, nu? Deci, se poate mai mult, dacă se străduiește lumea, se poate mai mult. Uh, nu o să mai. Uh, deci, oriunde ai vorbit, toată presa, toate televiziunile vorbind de luni de zile cum spuneam, de lupta anticorupție. Și e o discuție sterilă. E o discuție sterilă atât timp cât nu găsim și soluții. Și soluțiile care ar fi, să știm să nu mai repetăm în continuare aceste lucruri. Dar, pe de o parte, și spune bine Bogdan Chiriac, unii așteaptă, adică speră să nu fie luați. Alții care au călcat pe bec speră că nu sunt luați pentru că sunt în partidul Președintelui, să spunem, sau poate în partidul premierului, și tot așa. Lumea este paralizată. Cred că noi ar trebui să depășim această perioadă, nu în sensul, atenție, nu în sensul de a uh, renunța la lupta anticorupție, niciun caz, dar să avem și alte evenimente pe ordinea zilei. Când, într-un jurnal de știri, care e chiar din oră în oră pe televiziunea de știri, sau poate mai des, sau breaking news-urile, toate sunt arestarea cuiva, nu știu ce, nu știu ce percheziție sau altceva, nu ai cum. Deci în momentul când vei avea în acele știri faptul că avem, vom avea un nou cod, un nou cod fiscal, poate chiar din martie asumat de guvern, toate aceste lucruri ar trebui să stânească discuție. Poate ar trebui să vedem programul actualului guvern și al viitorului guvern sau ce ne pregătește PNL-ul că toate zilele acestea trebuie dat publicități. Să le putem discuta. Noi nu discutăm decât de Elena Udrea, de Cocoș, mai nou și de Traian Băsescu, că mulți, foarte mulți s-au grăbit să-i cânte <coughs> ce scuze, prohodul politic și nu știu dacă e cazul. Dar atenție, sunt ziariști care acum câteva luni spuneau că e cel mai tare președinte din Balcani. Și nu numai. Dacă te luai după ei, președintele Băsescu era mai tare ca Oland, Angela Merkel, Putin la un loc. Cam asta erau. Iar acum este vinovatul vinovaților. Apropo de cum se schimbă politica la noi, sau în momentul când nu mai ești în capul trebi. Dar uh, lucrurile ar trebui să fie, vă spuneam, să ne ducem și spre, spre alte lucruri, pentru că mergem și vom mai merge în continuare, dar cât? Cât? Trebuie la un moment dat să avem și ce pune în, în loc. Că dacă vom merge tot la fel, la un moment dat lucrurile intrăm într-o intrăm într-o spirală de aceasta în care nu ne mai revenim niciodată. A, dacă nu știați, vreau să vă spun, știți că președintele, fostul președinte Băsescu a și spus că Claus Iohannis să nu-i mai caute în cornițe la premier, că dacă vrea să-l dea jos, să nu știu ce. Bine, Claus Iohannis, a, și am aflat că vreo lună, deci până la Paște, o roșii la Palatul Victoria ar trebui să mănânce Predoiu Sau alt premier din partea PNL Când o anunță Băsescu dacă se întâmplă Nu știu dacă e foarte bine pentru președinte da, Pentru Iohannis Dar asta e, altă, asta e altă treabă Însă vreau să vă spun Că a trecut Faza frumoasă Faza de colaborare Foarte strânsă Între, uh, președinte, între președinte și premier Premierul Victor Ponta a avut o ieșire la adresa președintelui pe care vi-o dăm. Deci, deja probleme în paradis. Știți, Băsescu a zis că Iohannis n-ar trebui să-i mai caute în cornițe lui Ponta. Dar se pare că deocamdată Ponta nu-i mai caută, numai e pisicuțul. Apropo de cum îi spunea Băsescu în relația cu Iohannis. Prima ciognire cu președintele. Premierul Victor Ponta a ieșit la atac și lansează o ironie la adresa președintului Claus Iohannis. Ponta i-a transmis acestuia că în democrația impusă de el nu se mai face ca la dictatorul Băsescu și va cere ca la SIE, Serviciul de Informații Externe, să fie un om care să nu aparțină familiei PNL. Cităm. Am discutat despre renunțarea la ipocrizie. Anul trecut am auzit mereu să nu ia PSD toată puterea, motiv pentru care am spus că dacă ajung președinte era domnul Tăricianu prim-ministru. Acum nu mai e valabil. Acum toate numirile se fac de la PNL, ceea ce nu cred că este corect. Un echilibru trebuie păstrat, fiind vorba de persoana domnului Helving, alături de care am lucrat în momente dificile în USL și am lucrat bine, îl vom vota ca principiu trebuie să discutăm dacă toate instituțiile importante din România trebuie să fie conduse doar de persoane care aparțin acestei forțe politice. Nu cred că la SIE președintele Iohannis va numi un social-democrat. Să nu ne facem iluzii. Așa a făcut dictatorul Băsescu, acum când e democrație nu se va numi de la opoziție. Dar să discutăm pentru crearea unui echilibru, asta cred că se poate, a declarat Victor Ponta când am discutat despre acest principiu, era vorba de șefii de servicii, ca șefii de servicii să fie numiți din partea partidului care este în opoziție cu președintele. Că mâine am înțeles că avem altă majoritate, a explicat Victor Ponta, lăsând foarte clar de înțeles că și-a dori ca nou șef SIE să fie cineva din zona de influență a PSD. E, asta cu să nu fie ouăle în, în același, cu toate ouăle în același coș mi se pare corectă. Și dacă în 16 noiembrie am avut un vot care a dorit să evite, printre altele, ca toată puterea să fie concentrată în mâna PSD-ului Victor Ponta. E, în momentul de față, cred că e de discutat dacă toată lumea ar vrea, și sondajele nu arată chiar foarte clar, deși PNL-ul beneficiază de o încredere fantastică. Nu știu dacă ar fi bine să avem și guvern și președinte de aceeași culoare. Și vă spun de ce poate că ar fi bine. Dar avem experiența Emil Boc, Traian Băsescu. Când Emil Boc nu era decât am înțeles șeful sau să trăi șeful. Și rezultatele? Nu mă gândesc decât la tăierea salariilor cu 25% și suficient. Deci, e o mare problemă dacă se duce acolo. Poate că, vă spuneam încă o poate că e de bine. Bine, acum vreau să vă mai spun un lucru. Uh, apropo de aici, de la Gorș, că am înțeles că se fac liste. Avem liste de prefecți, de diverse, de concentrate, sunt făcute deja în nou PNL. A, ah, sunt unii care nu numai că sunt în vârstă, dar sunt unii care nu prea deci, cum să vă spun, erau de ea de linie dură. Ei, de fapt, în momentul când ieșeau și când au fost în funcții, că sunt chiar de, de au fost în funcții, nu spuneau decât comunistul ăla, ei luptă cu comunismul, ei nu știu ce. N-au făcut nimic, ba din contră. Dar, acum se văd repuși în funcții. O fi bine, o fi rău. Oricum, o să mai discutăm despre ei pentru că, la un moment dat, aceste informații. De care vă vorbesc acum, vor fi și publice. Nu le dăm deocamdată, dar am văzut niște liste care îți ridică părul la cei care au mai mult decât mine, îți ridică părul în creștetul capului, pentru că n-au fost oameni să performeze. Ba din contră, au fost oamenii care au tras Partidul Democrat-Liberal în jos în sondaje, fantastic, pentru că e vorba de guvernarea PDL mai degrabă. Acum, că ei vor reveni sau nu, n-am de unde să știu, dar oamenii speră, ba din contră, dau semnale, își fac echipe, ștafuri și toate celelalte. Eu știu, o fi bine, o fi rău, bucuroși le duce toate. Dar România e clar că trebuie să se modernizeze. Și eu, de exemplu, un lucru care l-aș face, mai ales că suntem într-o perioadă în care clasa politică de prim rang are o problemă, cred că aș coborâ cu oamenii în funcții, cu riscul de a supăra pe foarte mulți, aș coborâ vârsta de acces în politică. Po frate, deci după 50 de ani, a, da, după 50 de ani, să zicem, să poți să mergi la președinte că cu senatorii, cu 35, cu deputații, cu 23. Uh, ca lege, nu aș vrea o, nu o lege neapărat, dar mi s-ar părea, adică să te duci ponta la 40 de ani să fii președinte, chiar dacă ieșai și să zicem mai fi avut două mandate. Practic la 50 de ani ce mai făceai? A, ah, un uh, Claus Iohannis la vârsta asta mi se pare că poate să iasă la pensie deci are acum vreo 55-56, deci după 60 sau după 65, dacă face al doilea mandat, e pe uneva normal. Dar, cred că, mai ales pentru consilieri locali, municipali, primari, toate cele, cred că ar trebui să coborâm vârsta, nu neapărat în sensul să stipulăm într-o lege, cum s-a propus, că două mandate, nu. Dar, mă frate, ai o anumită vârstă, Pleci acasă. Nu vorbesc de cei în funcție neapărat care poate au performat și oamenii vor să-i alagă în continuare. Dar să te duci, să te bați, deci tu ai 60-60 și ceva la pensie sau ceva, mm. nu știu dacă e foarte bine și te bați cu unul, deci tu blochezi pe ăia de la, să zicem, luăm tineretul național liberal sau tineretul social-democrat. Au oameni în jur de până în 40 de ani, oameni de valoare. Cred că ar trebui să li se dea lor aripi și mai puțin celor care nu numai că au fost prin funcții de prin 90 sau poate înainte de 95, dar și după asta. Deci dacă ai, cum spuneam, 60-60 și ceva, cred că ar trebui să te gândești la pensie mai degrabă decât la politică. Din nefericire, la noi nu se întâmplă acest lucru și cred că ar trebui să se întâmple. Dar asta nu cu ajutorul DNA-ului, ci cu ajutor de bun, bunului simț, care ne iusește la unii, dar vă spuneam, poate o să-i mai, o să avem ocazia să-i amintim în perioada, în perioada următoare. Uh, mergem mai departe, uh, ne întoarcem, uh, venim în gorj, uh, pentru că vreau să vă spun: există un control, vă anunțam și asta, e un control de la Ministerul Energiei, care anchetează ce? acel contract cu Sârbii și faptul că se pare costurile pe tona de cărbune ar fi mai mari decât prețul care se obține după vinderea lui în, în Serbia. Vreau să vă spun că, să se acopere de acte, compania a lansat un buget de pe niște hârtii, până la urmă, care spun că, practic, prețul pe tona de cărbune este mai mic decât acest preț. E posibil să fie adevărat, însă liderul sindical Bogdan Beșenaru spune că la Jils prețul afișat de companie pentru Jils Nord de 40 de lei pe tonă nu e real. Spune, cităm din ce spune liderul de sindicat pentru cotidianul Panduru, spune așa, nu sunt băgate costurile cu paza pentru că încă nu e contract, nu e băgată redevența pentru că este dată trimestrial, transportul e băgat parțial. Cheltuielile sunt mai mari decât zic ei. Nu sunt băgate prestările de servicii de la MedSermin, de la UE Motru și nu sunt băgate nici cheltuielile cu mentenanța, plus sâmbetele și duminicile, pe total e 49,50 de lei pe tonă de cărbune la jilț. Costul e diminuat cu aproape 3 euro în situația dată de ei. Ei vând în pierdere. Acum de discutat. Dacă totuși e 50 și vinde cu 58, n-ar fi chiar atât de rău. E clar că e și o parte politică în toată ce se întâmplă în momentul de față în CEO. Dar, pentru că de fapt cu asta am și, am și avut o atitudine pe Facebook, având în vedere că astea n-am avut emisiune. Uh, de ce zic? Că, și am mai spus asta, comunicarea la nivelul complexului energetic Oltenia este catastrofală. Și am proprietatea cuvintelor. Deci eu aș. Bine, cum să vă spun? Personal, dacă ar fi să refac și imaginea și comunicarea la nivelul CO, ar pleca directorii actuali, cel puțin Laurențiu Ciurel, și, bineînțeles, toată latura de comunicare. Deci e dezastru. Până mă, vă mai spun, ieri, de exemplu, s-a dat un comunicat în care s-a făcut apel la presă să nu mai vorbească că fac rău companiei și, și o amenințare. Și anume că dacă mai spun că nu-i contractul bun, organele respective de presă vor fi date în judecată, bla 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 bla. Ce. Cum să vă spun? Ce capacitate. O fi, semn, o fi făcut acel text. Că bănuiesc că n-a fost făcut, a fost semnat eventual de la Moințiu Ciurel, nu mai discutăm. Că n-avem de cine, sau de ce. Însă, partea cu amenințarea nu ține. Deci, ziariștii au exprimat o părere. Chiar dacă, spuneam, apropo de declarația liderului de sindicat, poate că în spatele acestor ziare sau ceva de genul ăsta, poate sunt și alte interese. Poate și politice, nu contează. Dar, domne, Asta e realitatea, și la limită. Vii și demonstrezi, uite domne, nu știu ce, nu știu cum. Explici și oamenilor tăi, că nu te nici oamenii tăi din, din, complexul energetic. Tu ce faci în schimb? Ameninziariștii. Atenție, e a doua amenințare. Că acum vreo câteva săptămâni, dacă țineți minte și vă citeam acest lucru, erau amenințate anumite organe de presă care păreau să nu mai fie prietene cu COU sau spuneau și lucrurile adevărate, că dacă închide co ul robinetul, vreo 80-90% din presa gorjeană se oprește. Da? E o problemă la cei care sunt subvenționați la greu de complexul energetic. Dar, dar, încă o dată spun, e o mare prostie să spui asta public. Și prima declarație și a doua. Ești a da cu barda, a da cu barda nu este deloc în regulă, mai ales că atenție. Tu vii și este, mergi în toate, pe toate canalele de televiziune, în toate ziarele, uite, bă, eu produc aici cu 50, export cu 58, câștig. Dacă n-aș face asta și aș ține cărbunele, se autoaprinde, bla, 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 dacă îl dau în producție, eu de fapt îl dau cu atâta și de fapt de aici câștig. Posibil să fie așa. Dar spune-o, frate, și demonstrează-o. Dai niște comunicate inepte, mai tragi o amenințare și vrei ca omul să te creadă. Ca să nu mai spun că respectivele comunicate sunt, sunt uh, puse în ziarul CO-ului, azi îl vedem și nu e, și altele a servite într-un fel sau altul. Ce încredere să mai aibă omul să citească nu știu ce ziar care știe că de fapt e subvenționat de co Credeți că are, când el are, nu are încredere în managerul general? Credeți că poate să ia în seamă ce inepții pune el la pe hârtie? Deci, cred că, la Gorș, în situația CO, ar trebui să se umble puțin la conducere. De fapt, ministrul Gerea a sugerat cumva că s-ar putea, la un moment dat, să nu mai fie apărat managerul privat dacă ancheta poate arăta altceva. Deci eu cred că e o problemă de imagine gravă, o, o problemă de imagine pe care ar trebui să o controleze PSD-ul în primul rând, pentru că din rândurile lui a plecat. Cât el de manager privat, dacă nu ar fi fost vicepreședinte la PSD, nu-l băga nimeni în seamă, vă garantez asta. Dar faza este că oamenii trebuie să fie convinși. Știu că acum se vor înțelege, e pe bine, au fost negocieri și ieri și astăzi, probabil că în câteva zile vom afla cumva, pentru că, că ancheta asta nu mă aștept să facă minuni și se va ajunge la o înțelegere între sindicate și, și companie. Dar situația gravă rămâne și nu este exclus deloc ca în câteva luni să intrăm într-o spira așa într-o prăbușire a acestei companii. Lucrurile acestea se cunosc, nu se spun din anumite interese. Deci, cu riscul de a ne da în judecată marele manager privat, vreau să vă spun că e foarte posibil ca în caz că performanța economică continuă să nu apară, să avem chiar insolvență. Bine că din insolvență s-a ieșit, dar, atenție, asta nu înseamnă că căutând soluții să nu ajungem acolo și asta ar fi cel mai bine, trebuie să amenințăm încolo și în încoace că facem și că drege. Uh, am, uh, am lăsat, uh, am, uh, emisiunea Viața Gojului am anunțat acolo. Uh, vreau să vă spun că a trecut ceva, a fost uh, ministrul Liviu Pop de dialog social când a, încerc, când a, încercat să împace sindicaliștii cu, cu administrația. Mâine vine în gorj un alt ministru, e vorba de ministru educației, Sorin Câmpeanu, Mihai Sorin Câmpeanu, care va avea o întâlnire cu inspector și director de școli va fi și în câteva unități de învățământ. N-am auzit nimic dacă are în program și o întâlnire cu celelalte autorități, dar uh, e foarte bine că în Gorj mai vin miniștri din guvernul Ponta, poate că la un moment dat ajunge și premierul, care, deși parlamentar de Gorj, n-a prea mai ajuns în Gorj, dacă reține-o bine de cu vreo lună înainte de alegeri. Nu? sau în orice caz în campanie electorală. De atunci n am mai ajuns pe la, pe la județul Gorj. Dar, acestea fiind spuse, sunt, spuneam, și alte evenimente în desfășurare. Vorbim de ele și mâine seară. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!